Inspirație zi de zi de la oameni diferiți. 3, 6, 5. Și îți mulțumesc că ai spus da invitației mele, Oana. Bună ziua sau seara, nu știu când dați voi asta. Fiecare alege când și cum. Salutare! Salutare! Iar prima întrebare este, pe cine admir cel mai mult și de ce? În viața mea? În viața ta? În viața mea datorez foarte multe lucruri și admir foarte tare amintirea bunicii mele și persoana care a fost ea. Dincolo de faptul că m-a crescut și că am deschis ochii așa într-o lume foarte frumoasă pe care o menegeria, cum se zice acum mai nou, la, peste tot apare acest cuvânt, de care avea ea grijă. Era un om extraordinar, avea o forță extraordinară de a găsi ceva bun în orice trăia. Vedea partea bună a lucrurilor. În orice ni se întâmpla. Era o persoană foarte luptătoare și optimistă. Un om luminos. Aducea cu ea lumină peste tot și ne-a făcut mie și fratelui meu o copilărie de poveste. Din puțin. Ne-a învățat să ne fericim cu lucruri simple, cu lucruri pe care nu dai neapărat bani. Și dacă ar fi să aleg un om așa curat, pe care să-l admir din tot sufletul în viața mea, ea este. N-avea nimic forțat, nu era credincioasă pentru că așa erau se cere babele. Da. Nu voia să pară altfel decât este. Nu voia să fie nici mai deșteaptă, nici mai bogată, nici mai frumoasă, nici mai înfiptă în social. Era așa cum era. Și asta e o lecție, cred, importantă pentru mine acum, ca adult care are copii și care vrea să dea mai departe niște valori adevărate. Ce obiceiuri sau convingeri noi ai adoptat în ultimul an sau ani care ți-au schimbat viața într-un sens pozitiv, să numim? Alerg în fiecare zi. Alergi. Aproape. Cu puține excepții. Alerg în fiecare zi. Am avut pe 1 iunie anul trecut un declic. Copiii mei au avut musafiri. Îmi plac foarte mult copiii care vin în vizită la noi și m-am ocupat de ei și după ce i-am culcat, am strâns prin casă și m-am așezat în sufragerie, am o oglindă în dreapta și când m-am privit în oglindă am avut senzația că e cineva străin și ăla a fost declicul meu, am încălțat Adidas și mi-am pus hainele în ordine inversă. Mi-am pus hainele de sport și am ieșit să alerg noaptea. Și de atunci am alergat în fiecare zi. Tot noaptea sau? Noaptea, ziua, nu contează. Nu contează. Îmi găsesc ori dimineața, ori seara, ori în timpul zilei. Când găsești timpul. Da. E un obicei. Îl trec la obiceiuri pentru că dacă nu fac asta într-o zi, îmi lipsește. Și fac altceva, să suplinez cur, cobor scări, sar coarda sau fac ceva. E un obicei care mi-a adus multă introspecție, un timp al meu cu mine, nu ascult muzică, de exemplu, când fac lucrul ăsta. E ca și cum aș avea momentul meu de meditație, al mea cu mine, în momentul în care, alergând, mă uit în mine și stau și găsesc lucruri care îmi plac sau care nu îmi plac, e dialogul meu cu mine. Dincolo de acțiunea directă, na, am pierdut în greutate, mă simt bine fizic, am rezistență mai mare și e o stare de bine. Psihic,
înseamnă foarte mult. Te ajută. Și mă ajută foarte mult. Și efectul ăsta combinat fizic și psihic, cred că e ca o terapie. Dacă ar fi să înveți pe cineva un lucru sau un concept, care ar fi acela? Să știi că asta e o întrebare la care m-am pregătit cumva, okay. Nu pentru special pentru asta, ci pentru că m-am gândit de multe ori la darul meu pe lumea asta. Frumos. Și cred foarte tare că unul din darurile mele este să aduc oamenii împreună și prin natura meseriei mele, probabil că nu întâmplător am ales să fac casting, să aduc oamenii împreună cu alți oameni. Da, e despre asta. E despre asta, dar dincolo de asta chiar am reușit să îmi prietenesc niște oameni, am reușit să-i aduc în locurile lor în care să se simtă foarte bine. Foarte multe lucruri în viața mea sunt legate de oameni și de contactul ăsta direct cu oamenii. Un lucru pe care l-aș putea învăța eu și care cumva are legătură cu, nu degeaba am zis asta cu oamenii, este îmbrățișarea. Cred că m-am gândit de multe ori, mai în glumă sau mai în serios, și vorbeam cu fiul meu acum ceva ani. Noi avem niște obiceiuri legate de îmbrățișări în diverse momente foarte importante pentru noi și îi ziceam, băi, când o să te întrebe iubitele tale ce frumos le îmbrățișez, tu de unde spui că ai îmbrățișarea asta? Și el mi-a zis, de la mama. Cred foarte tare că revin la asta cu lucrurile, da, care nu se pot cumpăra cu bani. Într-adevăr. Și cred foarte tare că orice vârstă am avea, oricât de mari sau mici am fi, avem nevoie de conectarea asta care înseamnă corp la corp, piele pe piele, și cred că îmbrățișarea este panaceu așa. Care e una din investițiile tale care a dat roade? Măi, aici, dacă te aștepți la un răspuns de om mare, adică dacă mă întreb la bani versus bani, nu aș ști să răspund. Ceea ce pot să spun e că investesc în amintiri, în călătorii, în vacanțe, în lucruri care produc amintiri. Și încerc să le insuflu și copiilor mei asta, că între a-ți cumpăra niște pantofi care costă 500 de lei și a merge un weekend la munte cu banii ăștia, varianta a doua este mult mai benefică pentru sufletul și viața ta. Și cred că investesc bine. Cred că raportul între beneficii și investiții sunt... Raportul este foarte bun. Care e acel lucru pe care oamenii îl consideră nebunesc și tu nu îl consideri nebunesc? Sunt multe. La mine te referi, nu? Sau în general, cum dorești. Sunt genul care încalcă reguli. Adică sunt genul care mănâncă desertul înaintea felului principal, nu înseamnă că nu mănânc și felul principal, știi? Sunt genul care, dacă plouă și închide umbrela, se descalță și merge prin bălți, copiii mei fac la fel. Sunt multe lucruri, da, în, da, funcție de educație, de constrângerile sociale, de situație, există lucruri care pot părea nebunești la tine sau la mine, lucruri probabil banale pentru alți oameni, știi? Da, dar da, da. Dacă ar fi așa să rezum asta, că încalc regulile. Ce ai pune pe un afiș care ar fi văzut de tot globul?
ceva să conștientizezi oamenii sau... Ce dorești tu, poate fi orice. Cred că ar fi ceva legat de simțire, de... O întrebare care ar putea fi raportată personal de fiecare. În zona om. De emoții? În zona de emoție. Nu știu, cum te simți astăzi? Sau ceva simplu. Ceva simplu. Ceva simplu și cumva primar. Uh-huh. Omul să se întoarcă către se însuși, să se conecteze. Adică eu și cred că cred foarte tare în asta. Dacă... Uh-huh. Pe asta ai mers. Cred că asta, da. Pe ceva legat de... simțire sau n-aș merge pe ceva vizual neapărat, pur și simplu o întrebare simplă personală, așa, aș adresa o întrebare personală, cum te simți? Ce simți? Cum te simți? Asta ar fi. Da. Ce faci când nu te poți focusa pe ceva anume, când nu ești concentrat? Mă uit la oameni. Observi? Mă uit la oameni, mă așez, ies, mă așez, îmi place foarte tare să mă uit la oameni, să mă uit la fețele lor, la copii, să fac biografiile personajelor care trec pe stradă, să-mi închipui lucruri despre oameni. Mă relaxează și mă ajută să mă întorc la mine, să mă concentrez. De ce asta faci? Mă uit la oameni, da. Ies afară și mă uit la oameni. Nu sunt genul care să mă închid. Sau dacă nu pot ieși, ascult muzică. Muzică. Muzică ascult făcând aproape orice. Uh-huh. Și asta mă ajută foarte tare. Ascult muzică. Dacă fericirea ar fi moneda națională, ce muncă te-ar face bogată? Cum ai deveni bogată? Mai dacă fericirea ar fi monedă internațională. Așa. Dar să știi că fericirea chiar e o monedă cumva. Este. Am făcut la euri, că o să fie complicat. Eu sunt un om foarte ancorat în ceea ce fac și fac cu plăcere. Adică sunt, de multe ori spun despre mine că sunt norocoasă pentru că am un job în care mă joc și mai și câștig bani. Și nu mă plictisește asta. Sună bine. Cumva, deci eu deja sunt, trăiesc acest sentiment de fericire, însă aș mai putea face... Aș putea foarte bine să am un bistro în care să gătesc eu. Ți-ar plăcea? Mi-ar plăcea, îmi place sentimentul ăla de să văd oamenii mâncând ceea ce și cum se bucură de mâncarea prefera. Ar fi oricum ceva neconvențional, adică dacă aș avea eu chef să fac un borș de curcan și o plăcintă, asta le-aș da să mănânce, adică n-ar fi cu meniu, ar fi ce-a gătit Oana astăzi. Dar da, mi-ar plăcea. Cred că aș fi fericită într-un loc din ăsta în care să am tot timpul relație cu oameni pe care să-i și hrănesc cumva. Și mai pot una? Te rog. Mi-ar plăcea să fac lucruri legate de copii. Orice. Orice legat de copii, care implică copii, să mă joc cu ei, să-i învăț lucruri fără pretenția asta de didacticitate, să sunt acest profesor. Așa, prietenește, să învățăm împreună, dacă s-ar putea. Asta. Astea, da. Ce carte sau cărți ai face cadou tuturor prietenilor tăi? Am avut și etapele astea, încă le mai am. Am un obicei. Un obicei. Am un obicei atunci când, la un moment dat, am fost copleșită de cărți. Mi-am cumpărat foarte multe cărți în studenție. Am citit foarte mult când eram studentă și am fost copleșită. Aveam în cutie, aveam peste tot. Stăteam într-o garsonieră și aveam foarte multe cărți și... Le-am tot dus când m-am mutat pe la prieteni și după aceea când le-am luat, mi-am dat seama că sunt cărți la care nu o să mai revii. Le-ai citit și că ar fi mișto să le dai mai departe.
Și am instituit această regulă în viața mea. Sunt cărți pe care le citesc și le dăruiesc. Frumos. Să le citească și alți oameni. Însă, da, au fost perioade în care am făcut programat aceeași carte cadou oamenilor. A fost etapa Antoine de Saint-Exupéry cu Micul Prinț, care mi s-a părut o carte care poate fi citită la orice vârstă și repetat citită, pentru că îți iei alte lucruri din ea la diferite vârste. Apoi, într-o anumită perioadă a vieții mele, am dăruit în continuu tuturor oamenilor importanți și dragi mie jurnalul Oanei Pelea. Mi s-a părut o carte terapeutică, mm-hmm, și o carte de ars frici și suferinți și neajunsuri și un jurnal intim foarte pregnant, care aducea foarte multe lucruri bune celui care se conecta la citit. Iar acum sunt la a doua citire a unei cărți pe care am simțit nevoia să o fac cadou multor femei din viața mea, care sunt în etapa reconectării la sine și care se numește Femei care aleargă cu lupii, unei femei care se numește Clarissa Pincola Ester și care este terapeut. Ok. Și care este o carte foarte importantă despre mituri și despre puterea feminină. Frumos! Util! Util, într-un mod util. Util, da. Ok. Ce frică ai depășit și ce ai învățat din experiența respectivă? Eu sunt o persoană care se vulnerabilizează ușor, care se dezvăluie ușor și care nu consideră că e indecent să plângi, să râzi, să spui ce simți în general. O frică la care lucrez, de care nu am scăpat total, dar la care lucrez, este ceva foarte adânc. Am avut revelația de curând că multă vreme și în mod voluntar, viața mea a fost o luptă continuă de a vrea să fiu plăcută ca să fiu păstrată. Și cumva era o frică de desubt care acționa, da, 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 care mă făcea să mă lupt, să vreau să fiu bună, asta, să vreau să fiu frumoasă, să vreau să fiu deșteaptă, să vreau să fiu demnă de a fi păstrată pe lângă casa omului. Și lucrez la asta. E o muncă grea, dar e foarte frumoasă. E frumoasă. Da. Și când reușești să îți dai seama că nu e important să faci asta, ci doar să existi așa cum poți, cum crezi, cum simți, celelalte vin la pachet. La pachet, da. Dacă mâine ai pierde totul, ce ai face? Păi n-aș face nimic deosebit, adică nu aș. Acum na, am și niște copii. Adică ar trebui să mă organizez, să mă resuscitez așa, logistic, și să vedem ce facem, cum facem. Dar n-ar fi așa o dramă, adică ești sănătos. Nu cred că te definesc lucrurile. Ok, ai pierde casa în care stai. Ai pierde toate hainele.
sunt foarte puțin importante. Omul își dă seama în situații din astea inopinate că poate trăi cu 10% din hainele pe care le are, că poate să mănânce mai puțin, că poate să meargă pe jos, că poate să facă lucruri și fără să se cazeze în hotel de 5 stele. Nu cred despre mine că aș fi nefericit așa, la modul dărâmată, cât să nu pot să mă remontez. Aș munci în continuare, aș încerca să am grijă de copii în continuare, fără ca ei să simtă o presiune din asta imensă a lucrurilor materiale pe care le-am avut și iată, nu le mai am. Ce sfat ai da unei versiuni mai tinere a ta? Mă panicasem puțin când am auzit asta cu sfatul, că eu nu prea vreau să dau sfaturi nimănui. Dar mie însă... aș putea să-mi sugerez să am mare grijă la oamenii pe care îi iubesc. Pentru că... se poate întâmpla ca complicat cu iubirea asta. E complicat. E complicat și foarte prețios așa. E un sentiment care ar trebui împărțit cu destul de multă grijă și nu prea facem asta. Nu prea. Nu prea. Ar fi probabil un sfat destul de greu de primit de către o versiune mai tânără a mea. Un sfat destul de greu de primit și de versiunea mea de acum, pentru că sunt un om nesăbuit. Și n-am măsură la sentimente. Dar puțină grijă cred că ar fi bine importantă. Da. Da, da. Care e cea mai bună metodă prin care o persoană poate obține ce vrea sau ce își dorește? E, uite, vezi, aici nu mai, nici aici nu stau bine. Nu știu dacă există cea mai bună metodă. Contează foarte tare și cel cu care vorbești, cel de la care vrei să obții. Acum, na, putem să citim toți niște tehnici de manipulare și să încercăm să le folosim unii pe ceilalți, lucru care cred că se întâmplă foarte des. Eu crezând în onestitatea cererii și ofertei, ca să zic așa. Adică mie mi se pare că dacă încerci să găsești cea mai bună metodă, e chinuită treaba. E exagerat. Păi, uite, tu ai vrut de la mine să vii la interviu, eu ți-am zis că mă gândesc, am zis da și asta e. Adică, cred că asta ar trebui să fie principala metodă. Sinceritatea asta. Mai uite, eu asta îmi doresc. Dacă nu intervine peste, nu știu, libertatea ta, peste principiile tale, dacă nu e ceva ce îți mișcă universul din loc... Ce zici? Ce zici de asta, da. Dacă auzi cuvântul succes, la ce persoană te gândești prima oară și de ce crezi că a reușit? Prima oară, nu știu dacă mă gândesc neapărat, dar... acum că tot e era asta cu socializare, cu faptul că nu mai putem respira fără telefon, cred că oamenii ăștia au avut un succes nesperat chiar și pentru ei. Băiatul de la Facebook, Steve Jobs. Da. Dincolo de munca extraordinară și de seriozitatea asta care i-a făcut să fie ceea ce sunt, cred că și elementul de neprevăzut și cred că inteligența, dincolo de orice, există și o inteligență a anticipării unor lucruri.
pentru că și domnul cu tehnologia și Mark au anticipat o nevoie a oamenilor de a fi conectați într-un, unul într-un fel, celălalt în alt fel. Da. Și culmea este că deși pare că te însingurezi pe rețelele de socializare sau în interiorul unui telefon, despre asta este vorba. Adică dacă dai la o parte tot, îți dai seama că de fapt oamenii au nevoie de a fi conectați, de a comunica. Asta e nevoia de bază. Da, comunica, de a fi ascultați. Adică câteodată îți dai seama că suntem niște nebuni. Scriem pe Facebook un status ca și cum ți-aș spune ție, mă simt singur. Că despre asta e vorba, știi? Simți nevoia să te vadă oamenii, să te valideze, să spui cine ești, ce simți. Deci e o nevoie... Asta ce înseamnă? Că în viețile noastre, când ne așezăm pe canapea unul lângă altul, nu prea facem asta. Nu prea. Păi nu. Ultima întrebare, Oana. Ce nu te întreabă oamenii niciodată, ți-ai dori să te întrebe? Nu știu dacă nu mă întreabă niciodată, m-am gândit la întrebarea asta că mi-a rămas fiind una pe care am citit-o. În general, noi nu întrebăm pe ceilalți cum se simt. Exact ce am zis că aș trece pe afișul ăla. Trecem foarte repede peste lucrul ăsta. Ce faci? Bine. Știi, cred că dacă am pune altfel întrebarea, dacă ne-ar chiar interesa, ar fi mai adevărată și viața noastră și toată plasa asta de relații pe care o dezvoltăm cu oamenii. Cred că e o întrebare, adică eu, de exemplu, când citesc un interviu cu un actor, cu un profesor, cu un scriitor, cu un... De asta îmi și plac cărțile autobiografice sau jurnalele, pentru că mă interesează ce simt oamenii, mă interesează ce simți tu față de primăvara de afară, mă interesează ce simți tu față de prezența la vot, mă interesează ce simt oamenii, mai mult decât ce cred. Sunt în etapa în care cred foarte tare că ne definește inteligența emoțională și nu cealaltă și de asta mă interesează foarte tare ce simt oamenii. Asta e. Asta e. Eu îți mulțumesc, Oana, e gata. Și eu. Super!